E foarte mare păcat când nu-i dai glas unui gând și el rămâne bântuie pe acolo și, din păcate, unele gânduri care n-au prins carne se și pierd. Fascinanta poveste scoate în evidență relația dintre tată-fiu din zilele noastre, o ruptură a legăturii dintre cei doi care, după ceva timp, se revăd la o bere. Este o discuție între un tată și un fiu. Și apare și un chelner care, mă rog, este în această conjunctură de primă bere între un tată și un fiu. Și aici ce tip de relație sau cât de bine mai funcționează, cât de stăpână mai e acea punte de comunicare între un tată și un fiu, cred că e un subiect cât se poate de contemporan, mai ales acum, în aceste vremuri în care zonele de activitate cumva presupun arii la care părinții noștri nu prea au avut acces. Spectacolul este regizat de către Ovidiu Ivan, iar din distribuție fac parte actorii Doru Aftanasiu, actor al Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași, dar și profesor al Catedrei de Actorie de la Universitatea de Artă George Enescu din Iași, Daniel Onoaie și Codrin Dănilă, ambii actorii Ateneului Iași. Biletele au fost puse în vânzare la preț unic de 20 de lei și pot fi cumpărate atât online cât și de la caseria Ateneului.